Spuneați că încep să circule noile achiziții. O plajă, dați-ne mai multe detalii despre ele. Începând de lunea viitoare vor opera atât troleibuzul cât și autobuzul electric. Troleibuzul este gândit să meargă independent față de rețea în anumite porțiuni unde nu există rețea. Are o autonomie minimă garantată de 5 km și are o capacitate de transport de 137 de pasageri plus șofer. Autobuzul electric are o capacitate de transport de 102 persoane, are o capacitate a bateriilor de 264 de kWh, care înseamnă o autonomie minimă garantată în cel mai proste condiții de 200 de km. Spune cât au venit până acum, te rog frumos, cât o să vină. Până acum au venit două troleibuze și două autobuze electrice. Cât o să vină și în cât timp? În total o să, pe contractele care sunt semnate și cu date certe de livrare, o să vină 52 de autobuze și 26 de troleibuze. Și cum putem spune, la sfârșit, care va fi capacitatea verde a transportatorului local? 133 de mașini va fi la finalul tuturor achizițiilor de luate de către primăria Brașov. Și în tot, cam câte funcționează ele pe zi? Ca să știm cam câte vom avea verzi. RAT operează în momentul acesta aproximativ 180 de autobuze pe zi. În municipiu undeva la 130 de autobuze, deci ar trebui să putem să trecem integral pe verde în municipiul Brașov. Șoferi suficienți aveți? Avem șoferi, dar întotdeauna este nevoie de forțe de muncă calificată. Cam câte? Este o fluctuație, este greu să spunem. Probabil că mai avem nevoie undeva între 15 și 20 de șoferi la ceea ce operăm în acest moment.